Bun găsit din nou, prieteni! Suntem din nou în direct și cu comentariul de aici, din sala sporturilor din Alexandria, acolo unde ne pregătim pentru derbiul acestui turneu, nu doar al celei de-a doua zile. Cele două echipe pe care le vom urmări în transmisiune directă pe postul nostru de televiziune sunt de departe, dar și după rezultate, cele mai în formă echipe ale turneului Campionatului Național de Fotbal Feminin Under 15 în sală. Vom vedea, dragi prieteni, așadar la lucru astăzi în sala sportului din Alexandria, Universitatea Alexandria și Fair Play București, echipele care au reușit până acum să lase cea mai bună impresie pe parcursul desfășurării turneului. Universitatea Alexandria, dragi prieteni, o avem în stânga imaginii, echipat ca de obicei în tradiționalele tricouri alb cu imprimeuri roșii, shorturi roșii, jambiere roșii, de cealaltă parte un echipament asemănător cu al Naționalei de Fotbal a României, Fair Play București, o echipă care, atenție, dragi prieteni, evoluează cu o jucătoare în minus, asta însă nu le-a împiedicat pe bucureștențe să câștige absolut toate meciurile pe care le-au disputat în cadrul acestei competiții. Ieri Fair Play București a trecut de CSS Târgoviște, clar 7-2, și de Real Craiova cu un scor de asemenea zdrobitor 10-3 în această dimineață. Fetele de la Fair Play București au trecut greu, dar categoric 2-0 contra viitorului din Buzău. De cealaltă parte, alexandrenii le-au făcut 0-0 cu CSS Târgoviște, au bătut Realul din Craiova cu 6-0 și cu 2-0 au trecut de viitorul Buzău, au șanse reale la calificare la faza finală a turneului din luna martie. Startul partidei, dragi prieteni, mingea a aparținut alexandrenilor, Iurea Săvescu acolo. Intervine însă foarte bine jucătoarea cu numărul 3 de la Fair Play. Da, iată acolo o nesincronizare a părerii noastre, Diana Roșu nu s-a înțeles cu echiperea sa și a permis Alexandre Gheorghiu să intercepteze. Beatrice Tărășilă, componenta lotului național acum de la Fair Play București, cu o incursiune pe partea stângă a direcției de atac. Iulia Săvescu acum întoarcere foarte bună cu adversar în spate, pătrundere, încearcă să pătrundă Iulia Săvescu, vine însă foarte bine la interceptare o adversară și reușește să îndepărteze pericolul. Iulia Săvescu, dribling spre interior, pierde însă balonul. Andreea Nica stă foarte bine pe tușă, pe spate acolo și declanșează o fază de contraatac. Numărul 8, Andreea Paraschiv, a fost acolo depozedată. Alexandra Gheorghiu acum față în față cu Gabriela Genescu. Gheorghiu pe lângă poarta Dianei Roșu, o portăriță care nu a fost învinsă până în această fază a competiției. Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru nici în acest meci, un meci decisiv pentru configurația finală a clasamentului turneului din regiunea de sud a campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15. Roșu până la Ionela Streche. Alexandra Gheorghiu acolo a făcut joc periculos la Andreea Paraschiv. Iulia Săvescu. Ionela Streche, foarte bine Ionela Streche, încearcă să găsească colțul lung al porții apărate de Nicoleta Osteluș. Da, singura tactică pe care o pot aborda alexandrencele în acest meci este tactica sacrificiului, tactica modestiei, foarte multă mișcare, foarte multă alergare, au o jucătoare în plus pe teren, au determinare, joacă acasă și de ce nu au valoare. Ionela Streche acum, șut de la distanță și să vedem ce arată arbitrul. Se pare că Nicoleta Osteluș, portărița de la Fair Play București, a atins mingea și vom avea lovitură de colț. Ionela Streche acolo își pregătește mingea, așteaptă în careu atât Andreea Nica cât și Săvescu, dar nicio problemă pentru Osteluș. Andreea Nica respinge, Iulia Săvescu, meciul este unul foarte echilibrat, dar a fost timorată Andreea Paraschiv acolo și i-a permis Ana Maria Ștefan să intervină.
Gol, gol pentru Universitatea Alexandria, dragi prieteni. Sau nu, a fost fault în atac. Fault în atac au decis arbitrii. A fost acolo intervenție neregulamentară la portărița Nicoleta Osteluș. Se agită foarte mult pe banca tehnică a bucureștenilor antrenorul și antrenorul principal și președintele clubului Ion Bărbăcioiu. Avem posesie acum, vom repune de la margine prin numărul 8, Andreea Paraschiv, până la Gabriela Genescu, schimbă între ele jucătoarele noastre. Iulia Săvescu acum cu un adversar în spate, dublează bine bucureștenilor, asta în ciuda faptului că, așa cum vă spuneam la începutul comentariului nostru, au un om în minus. Iudena Streche, Iulia Săvescu. Greu, greu de depășit bucureștenilor, au două jucătoare, Beatrice Rășilă și Alexandra Gheorghiu, jucătoare de lot național, foarte puternice, foarte tehnice, știu cum se spune în jargon fotbalistic, știu jocul. Și probabil va fi component a lotului național și Valentina Petre. Beatrice Rășilă acum, o lovitură liberă de la aproximativ de la marginea terenului. Un meci agitat, este derbiul turneului, dragi prieteni. Șut puternic în zidul format din Iulia Săvescu și Andreea Paraschiv. Vor avea aruncare, vor avea repunere de la margine bucureștencelor. Beatrice Rășilă ține acolo Iulia Săvescu și Andreea Paraschiv. Nicio urmare, nicio consecință. Diana Roșu acum. Da, n-ar trebui să se joace alexandrencele cu astfel de faze. Iată ce se întâmplă, Alexandra Gheorghiu recuperează și... Fair play București, dragi prieteni, deschide scorul aici în sala sporturilor din Alexandria. 1-0 contra Universității din Alexandria. Lipsă de concentrare în partea jucătoarelor noastre care au permis bucureștencilor o recuperare acolo față în față cu Diana Roșu și nu a iertat Alexandra Gheorghiu. Paraschiv acum de la margine până la Gabriela Genescu. Trebuie să fie foarte atente la aceste pase scurte și simple acolo în situație de 1-1 cu jucătoarele adverse. Știu jocul, vă spuneam, stau foarte bine în teren. Cunosc foarte bine tactica jocului. Foarte bine a trimis acolo jucătoarea noastră Gabriela Genescu. Avem un gol de recuperat, nu este nimic pierdut și un rezultat de egalitate ne poate duce mai departe în turneu. Streche până la Iulia Săvescu și, dragi prieteni, Iulia Săvescu, cea mai bună jucătoare a Universității din Alexandria, reușește să restabilească egalitatea. A fost acolo o fază gândită 1-2 cu Ionela Streche și finalizare cu un șut în colțul lung al porții apărate de Nicoleta Osteluș. 1-1, dragi prieteni. Streche încearcă 1-2 cu Iulia Săvescu. Iulia Săvescu este o jucătoare, singura jucătoare din lotul Universității Alexandria care nu învață la școala din localitatea Crângu, acolo unde profesor de educație fizică și sport este președintele clubului, Adrian Cioacă, este roșioreancă Iulia Săvescu. Celelalte jucătoare provin de la școala din Crângu. Să vedem acum pe Andreea Nica, nu mai are tăria, a fost talonată acolo de Beatrice Tărășilă, luată umăr la umăr și a pierdut suflu Andreea Nica. Vă spuneam că celelalte jucătoare fac parte din lotul echipei școlii Crângu, echipa antrenată de președintele clubului Universitatea Alexandria, Adrian Cioacă, echipă care a ieșit campioană națională la fotbal feminin în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, o performanță demnă de semnalată. Aceleași jucătoare, cu excepția Andrei Paraschiv, care nu are încă vârsta necesară, sunt componentele care evoluează și în Liga 1 a competiției naționale de fotbal feminin. Genescu a greșit pasa. Gabriela Genescu, Iulia Săvescu cu spatele la poartă. Da, reușește să se debaraseze de o adversară, dar recuperează bucureștencele. Alexandra Gheorghiu, Beatrice Tărășilă. Da, Andreea Paraschiv acolo nu a putut să-i facă față jucătoare din București. Iulia Săvescu așteaptă Ionela Streche. Da, trebuie să aibă curaj jucătoarele de la Universitatea Alexandria. Așa, la prima vedere, jocul și mai ales gabaritul câtorva dintre jucătoarele de la Fair Play București te bagă în sperieți. Dar cu multă determinare, cu un joc tactic foarte bun, au și un om în plus,
Universitatea Alexandria poate scoate un rezultat foarte bun. Acum incursiune a numărul 8, Beatrice Tărășilă, a fost blocat acolo bine de Andreea Nica, a făcut un paravan în fața jucătoarei din București. Ionela Streche, a fost Hența acolo, dragi prieteni, îi suflase mingea unei jucătoare de la Fair Play București. Iulia Săvescu, rapid, acum se grăbește Iulia și îi rosește această oportunitate. N-ar fi fost rău să încerce o combinație cu Ionela Streche, aștepta acolo liberă în centru jucătoarea cu numărul 3 de la Universitatea Alexandria. Iulia Săvescu acum încearcă o lansare pentru Ionela Streche, intervine însă acolo foarte bine jucătoarea cu numărul 8, Beatrice Tărășilă, jucătoare de națională, ca și Alexandra Gheorghiu, am văzut-o și pe ea acum câteva momente la balon, da, greu să iei mingea, greu, dar nu imposibil. Avem posesie, dragi prieteni, Diana Roșu va repune acum mingea în joc. O caută pe Andreea Paraschiv, parcă prea timorat a intrat în joc Andreea Paraschiv, n-ar strica să fie mai bătăioasă. Da, sunt momente de întrerupere a jocului. Vom avea o repunere a mingii de la marginea terenului. Minge pentru Fair Play București. Da, a stat bine acolo Andreea Paraschiv de data asta, a tăiat construcția bucureștencilor, dar acestea reușesc însă ușor să câștige teren pe tușă. Foarte interesantă dispunerea jucătoarelor în careul Dianei Roșu. E un dute-vino acolo, repoziționări și repoziționări. Ionela Streche, hai Ionela, nu așa, recuperează Alexandra Gheorghiu, din fericire pentru echipa noastră, mingea este pe lângă poarta Dianei Roșu. Dacă Alexandria va pierde această partidă, pe astfel de faze va pierde, cum a fost cea de acum când am pierdut iarăși mingea prea ușor. Alexandra Gheorghiu, ținută acolo om la om, nu mai trebuie să pierde mingea în preajma porții proprii. Beatrice Tărășilă. Iulia Săvescu acolo are pus de la margine, dar nu așa trebuie jucat, trebuie să scoatem mingea de acolo, pentru că bucureștencele sunt foarte tari pe picioare, știu să se poziționeze și dacă reușesc să speculeze, orice oportunitate se poate transforma în gol. Și este Beatrice Tărășilă acolo față în față cu un zid din două jucătoare, Iulia Săvescu și Andreea Paraschiv. Da, respinge Andreea Paraschiv, însă nu prea departe, până la Alexandra Gheorghiu. Am scăpat și de această dată. Nu mai trece nimic de bucureștence. Parcă sunt mai multe pe teren. Da, foarte, foarte greu Alexandra Gheorghiu, greu să iei mingea. Face ce vrea acolo. Noroc că avem superioritate numerică în zonă. Dar nu așa trebuie jucat. Mingea trebuie pusă jos. Greu să treci prin astfel de faze de apărare a bucureștencilor și iată ce se poate întâmpla. Bine că a venit la dublaj Andreea Nica. Va fi foarte greu. Este 1-1, un scor care este bun pentru Universitatea Alexandria. Ne duce mai departe în faza finală a competiției, dar este un scor la care tremurăm până în ultimul moment al jocului. Hai Andreea Nica, acum încearcă o pasă pentru Iulia Săvescu, este acolo și Ionela Streche, se dublează foarte bine bucureștencele. Iulia Săvescu încearcă poarta, a fost bine talonată și scoasă acolo de pe traiectoria potrivită a porții. Știu jocul bucureștencele, trebuie să recunoaștem acest lucru, cea mai solidă echipă a turneului de până acum. Din discuțiile pe care le-am purtat înainte de această partidă cu antrenorii formației, Ion Bărbăcioiu, antrenor principal și președinte, și Simina Podgureanu,
Au venit cu o jucătoare în minus pentru că celelalte componente ale lotului nu au putut să facă deplasarea aici la Alexandria. Vă imaginați cum ar fi arătat această echipă Feribei București dacă venea cu echipa standard. Și așa oricum au luat tot ce se putea lua până acum în acest turneu. Iulia Săvescu acum o caută pe Ionela Streche. Resping bucureștencele, vine în sprijinul apărării Iulia Săvescu. Da, foarte bine, foarte bine a reușit acolo să le împiedice pe bucureștence să declanșeze un contraatac. Nu prea mult însă, pentru că Beatrice Dărășilă a căutat-o și de această dată pe Alexandra Gheorghiu. Ele sunt cele două jucătoare principale, axul principal al formației Fair Play București. Beatrice Dărășilă acolo. Da, mingea trece printre jucătoarele care formau zidul. A fost însă la post Diana Roșu, portărița care a fost învinsă prima dată în acest turneu, în acest meci. Nicolau acum cu un șut. A încercat și Valentina Nicolau să o surprindă pe Diana Roșu, nu a nimerit însă cadrul porții și va fi o repunere a mingii partea portăriței noastre. Încearcă să o găsească pe Ionela Streche sau pe Iulia Săvescu. Da, e bine cel puțin că ține mingea departe de poarta proprie. Gabriela Genescu în doi cu Andreea Paraschiv. Atenție, pasa este prea lungă, vine Iulia Săvescu. Reușește un dribling acolo, dar insuficient, pierdem posesia. Andreea Nica iese foarte bine din apărare cu această minge, dar pasa pentru Andreea Paraschiv nu a fost deloc precisă și din nou va fi posesie pentru Fair Play București, echipă care a deschis seria jocurilor din această a doua zi a competiției. A învins Viitorul Buzău cu 2-0, o victorie care a venit greu, a venit târziu în repriza a doua, dar a venit până la urmă, cum era și normal să se întâmple. A greșit Iulia Săvescu acum pasa pentru Andreea Paraschiv și este Valentina Nicolau talonată foarte bine acolo, luată umăr la umăr, luată la fugă de Andreea Nica. Nu s-a speriat deloc de fuleul bucureștencei Andreea Nica. Au căzut amândouă, au rămas însă pe suprafața de joc doar jucătoarea de la Fair Play București. Să sperăm că nu este nimic grav. A fost o ciocnire cu podeaua destul de dură. Da, antrenorul Cornel Sandu îi dă acolo ultimele indicații Andrei Paraschiv, o jucătoare care a intrat, după părerea mea, prea timorat în joc. A fost intimidată de forcing-ul bucureștencelor. Tot ele au posesia și acum. Este 1-1, dragi prieteni. Au deschis scorul Fair Play București, am egalat apoi prin aceeași Iulia Săvescu, golghetera Universității Alexandria. Iulia Săvescu acum la mijlocul terenului. Hai Iulia, trebuie rapid. Andreea Paraschiv, nu așa. Aștepta foarte mult să ajungă mingea la ea și apoi să încerce 1-2. Trebuie jucat rapid, în forță, chiar dacă execuțiile sunt de multe ori eșuate. Trebuie ajuns repede în poziții favorabile și tras la poartă. Andreea Nica foarte bine a încercat acum, dar echipa bucureșteană are jucătoare foarte solide care știu să se poziționeze și care nu sunt deloc intimidate de nicio adversară. Excelent a jucat faza aceasta. Gabriela Genescu a centrat pentru Andreea Paraschiv, care are luat din prima foarte tehnic și foarte precis în fața porții apărate de Nicoleta Osteluș. Nu a mai fost însă nimeni acolo la preluare. Ce păcat, se putea transforma în 2-1 această fază. Și iată ce se poate întâmpla. Alexandra Gheorghiu însă greșește preluarea, una dintre puținele preluări greșite de Gheorghiu. Iulia Săvescu ținută bine acolo de Beatrice Dărășilă. Beatrice Dărășilă va repune acum de la margine. O caută pe aceeași Gheorghiu. A ieșit bine din apărare, cel puțin în prima fază, Andreea Nica, dar a fost contrat acolo de Nicolau. Greu, greu de depășit formația Fair Play București. Vă spuneam, evoluează cu o jucătoare în minus, au câștigat toate partidele fără drept de apel și nu au venit cu cea mai bună formație posibilă. Andreea Nica cu un șut de la distanță scapă acolo în primă instanță,
Nicoleta Osteluș. Ionela Streche a încercat să profite de bâlbâiala portăriței de la Fair Play București. Hens acolo. Dă în minge după fluirul arbitrului Alexandra Gheorghiu. Diana Roșu, concentrată, a respins și acest balon. Genescu până la Iulia Săvescu, cu spatele la poartă, talonată bine acolo de Ana Maria Ștefan. Da, și va fi repunere din partea portarului Nicoleta Osteluș. Nicolau, față în față cu Andreea Paraschiv, Petușe, minge ajunge la Alexandra Gheorghiu. Da, începem să ne mai revenim, să mai echilibrăm jocul. Ne-au luat tare bucureștencele încă din primele minute. Bine Diana Roșu, respinge Andreea Nica. Nu trebuie să piardă mingea acolo și nu o pierde. Bine Andreea Paraschiv, un doiul iese de data aceasta. Iulia Săvescu încearcă să o ia la fugă pe jucătoarea de la Fair Play București. S-au dublat însă foarte bine, a ieșit din apărare Beatrice Tărășilă și a blocat acolo culoarul de alergare. Este greu și va fi probabil din ce în ce mai greu pentru Universitatea Alexandria pe măsură ce minutele trec. Trebuie însă jucătoarele noastre să-și pesteze calmul și încrederea în sine. Pot să scoată un rezultat pozitiv în acest meci și să meargă mai departe la turneul final. Beatrice Tărășilă nu mai ajunge la această minge experiată din repunere de la margine de Valentina Petre. Și avem repunere acum. Ionela Streche a primit foarte bine, dar cu spatele la poartă. Încearcă o combinație cu Iulia Săvescu acolo, blocată jucătoarea noastră. Ionela Streche foarte bine, dacă ieșea această fază era pericol. Și, dragi prieteni, se aude fluierul arbitrului. Punct final al primei reprize dintre Universitatea Alexandria și Fair Play București, scor egal 1-1. Suntem în direct, dragi prieteni, din nou și cu comentariul. Am revenit și cu comentariul aici în sala sporturilor din Alexandria, acolo unde de câteva clipe a început repriza a doua din derbiul competiției Campionatului Național de Fotbal Feminin în sală, Under 15 derby, care aduce față în față Universitatea Alexandria, echipa locală, echipa gazdă, contra formației bucureștene Fair Play. Scorul este egal, 1-1, dragi prieteni. Vă spuneam, Universitatea Alexandria are un egal și două victorii. De cealaltă parte, Fair Play București nu a iertat nimic până acum. Trei victorii din trei meciuri și iată gol, 2-1. Ionela Streche a reușit să speculeze acolo o gafă a portăriței Nicoleta Osteluș și din 2 metri a reușit să o învingă pe cea care apără și a apărat până acum foarte bine buturile formației Fair Play București. Avem 2-1, scor la care stăm mai liniștiți. Suntem calificați sigur și cu un egal în această partidă. Da, și meciul se va iuți. Am mai spus asta și simt nevoia să repet acest lucru și în această a doua repriză. Fair Play București, o echipă foarte, foarte solidă, joacă cu un om în minus. Asta nu le-a împiedicat pe componentele care evoluează acum în sala sporturilor din Alexandria să câștige toate meciurile acestei competiții de până acum. Au două echipe de lot național, numărul 8 Beatrice Tărășilă și numărul 7 Alexandra Gheorghiu, în pregătire. Atunci când va îndeplini vârsta, jucătoarea cu numărul 3 Valentina Petre are și ea mari șanse de a deveni componenta loturilor naționale. Andreea Nica acum nu-și pierde firea în fața Alexandrei Gheorghiu. Ionela Streche, marcatarea golului 2, da, ținută bine de Valentina Petre acolo. Și Beatrice Tărășilă a îndepărtat pericolul, e bine până acum Andreea Nica. Ne-am mai venit în fire, ne-am mai prins curaj Andreea Nica în blocajul Valentinei Petre. Foarte puternice bucureștencele, cu excepția Anei Maria Ștefan, sunt jucătoare foarte bine clădite fizic și pe lângă aceasta au și calități tehnice extraordinare. Ionela Streche acum se încurcă în îndoiul cu Iulia Săvescu. Nu e nevoie să se certe jucătoarele noastre, trebuie să colaboreze. Avem 2-1, suntem calificați la acest scor fără probleme și trebuie să ținem cât mai bine de rezultat de aici încolo. Faza defensivă trebuie să devină principala preocupare a fetelor noastre. Este foarte important să nu primim gol și dacă primim nu mai mult de unul. Bine Diana Roșu, Andreea Nica trebuie scăpat repede de balon în acea zonă a terenului.
Iulia Săvescu ne arată că are și tehnică, pierde însă posesia sau nu. Da, pierde posesia, va fi repunere de la margine, va executa Alexandra Gheorghiu această repunere. Stă la pândă Ana Maria Ștefan, bine Diana Roșu respinge din fața Ana Maria Ștefan. Mingea rămâne la Fair Play București. Alexandra Gheorghiu va executa acolo de la margine. Andreea Paraschiv nu trebuie să se teamă. Da, și încearcă poarta tehnic Diana Roșu, însă este greu de a fi păcălită cu astfel de încercări. Este totuși o portăriță de valoare. Un singur gol primit de portărița noastră în această competiție, chiar de la Fair Play București. Beatrice Tărășilă execută de la margine această lovitură de colț și bara a fost guduită de Alexandra Gheorghiu, un șut de la 7-8 metri. Am avut noroc. Paraschiv, Iulia Săvescu greșește preluarea, nu-i nimic. A fost Gabriela Genescu, acum a fost Andreea Paraschiv. Greu cu bucleștențele, poate acum o luăm recuperare. Ionela Streche n-a fost departe în fața Valentinei Petre. Da, încep să-și piardă cumpătul și bucureștencele. Au reușit să obțină încă o victorie în debutul acestei faze competiționale contra Viitorului Buzău, scor 2-1. Un meci greu pentru bucureștence, le-au dominat pe fetele de la Buzău, dar au reușit să le învingă târziu doar cu 2-0. Asta pentru că, în ciuda faptului că acele componente ale Viitorului Buzău sunt jucătoare reprofilate în fotbaliste din alte sporturi, sunt foarte ambițioase și nu trădează fotbalul. Acum avem o bună oportunitate la pătrunderea Andrei Nica, a intrat la sacrificiu, a fost practic o intrare prin alunecare care nu se practică și este interzis în fotbalul în sală. Valentina Petre acolo, se dictează lovitură liberă. Foarte, foarte hotărâte, ca să nu spunem dure, jucătoarele de la București, zi din două. Tărășilă și Gheorghiu sunt acolo în fața Iuliei Săvescu. Tehnic, șutul aproape să o surprindă pe portărița Nicoleta Ostăluș. N-a fost acolo atent Andreea Paraschiv. Poate acum Iulia Săvescu. Da, e greu de trecut de Valentina Petre. Nu degeaba se află în vederea antrenorilor de la loturile naționale. Valentina Petre, purtătoarea tricoului cu numărul 3, face bine ceea ce face acolo pe fundul terenului, nu lasă nimic să treacă, știe cu mingea, știe 1-1, este... La 1 în continuare, dragi prieteni, pentru echipa noastră Universitatea Alexandria, care încearcă să țină de acest rezultat. Vă spuneam, este un rezultat care ne califică mai departe în faza superioară a competiției, care se va desfășura în luna martie anul viitor, de pe primul loc. Asta își doreau și antrenorii Cornel Sandu și Călin Pistolea, de asemenea era și visul lui Adrian Cioacă, președintele acestui club, care este construit pe osatura echipei școlii generale din localitatea Crângu, acolo unde Adrian
Adrian Cioacă este profesor de educație fizică și sport și cu echipa a cărei școală a reușit să devină campion național în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Iulia Săvescu, jucătoarea cu numărul 10, golghetera formației, este singura care provine din afara localității Crângu, este roșioreancă Iulia Săvescu. Da, rezistăm în continuare foarte bine. Andreea Nica acolo reușește să recupereze mingea. Iulia Săvescu, Ionela Strec este și acolo. Nu trebuie să ne încurcăm, nu trebuie să ne pierdem calmul. Mai putem înscrie o dată și să rezolvăm partida definitiv. Atunci când discutam înainte acestei partide cu antrenorii de la Universitatea Alexandria, se arătau destul de încrezători, nu s-au lăsat deloc impresionați de forța de joc arătată de Fair Play București. Spuneau că prin determinare, prin specularea acestui om în plus și prin valoare, de ce nu, putem să facem față puternicei formații bucureștence. Nu credeam însă prea tare în acest optimism al tehnicienilor de la Universitatea Alexandria, dar iată că până acum jocul elevelor i-au confirmat pe cei doi. Conducem cu 2-1 și suntem calificați la acest scor. Foarte bine așezate în teren alexandrencele. Stau bine în teren, stau om la om, au superioritate. Să vedem pe Ionela Streche. Hai, Ionela! Da, este foarte greu cu spatele la poartă și în fața Valentinei Petre. Tot mai nevoastră însă Valentina Petre. Poate că n-ar fi rău să speculăm puțin această stare de irascibilitate. Hai, Andreea! Hai, Andreea! Andreea Paraschiva acum o pasă bună și totul se termină. Ionela Streche, un șut bun! Suferim în continuare până la finalul partidei. Ionela Streche n-a mai reușit să trimită periculos către poarta apărată de Nicoleta Osteluș. Poate fi învinsă Nicoleta Osteluș, poate acum. Hai, Ionela, hai! Iulia Săvescu, Ionela Streche scapă însă mingea de sub control. Pot fi depășite jucătoare de la Fair Play București, pot fi depășite. Încă un gol acum și privim meciul liniștiți. Da, este aruncată în luptă și Patricia Jderu, forțe proaspete așadar. Ionela Streche nemulțumită și epuizată după efortul susținut, se odihnește acum pe banca de rezerve a formației Universitatea Alexandria. Și a făcut datoria Ionela Streche, a marcat un gol, a fost acolo la post, a speculat greșeala Nicolete Osteluș și conducem grație ei cu 2-1. Nu trebuie însă să ne pierdem firea în apărare, trebuie să rămânem concentrați în apărare, pentru că acolo se câștigă meciul, acolo se câștigă calificarea. Avem 2-1. Hai, fetelor, va executa Alexandra Gheorghiu. Foarte greu de ținut Beatrice Tărășila, venit acolo cu două jucătoare în urmă și a lovit prima balonul, da, este fault. Patricia Jder o faultează pe Valentina Petre. Foarte valoroasă și această Valentina Petre, urcă și ea în atac. Beatrice Tărășilă va executa această lovitură liberă. Zid din două, Patricia Jderu cu Andreea Paraschiv. Hai, fetelor, da, tehnic peste, respinge Iulia Săvescu acolo. Hai, Andreea, hai! O pasă bună acum și totul se termină. Andreea Paraschiv, Patricia Jderu față în față cu Nicoleta Osteluș. N-a mai avut însă forța să reia periculos. Și suntem nevoiți să facem fază unui contraatac care se termină cu o intervenție sigură a Dianei Roșu. Andreea Nica nu trebuie să greșească, nu greșește. Iulia Săvescu, avem posesie, avem mingea. Jocul este tot mai încins. Bucureștencele sunt calificate, au 3 victorii, nu mai pot pierde calificarea. Andreea Nica execută această lovitură liberă, nu trebuie să greșească acum. Bine, Andreea, foarte bun dribling-ul în fața Alexandrei Gheorghiu. Beatrice Tărășilă, cealaltă componentă de mare valoare a formației Fair Play, componentă și a lotului național de fotbal feminin Under 18, execută de la margine, lung pentru Gheorghiu, a fost acolo foarte bună preluarea Alexandrei Gheorghiu. Din păcate pentru ea și din fericire pentru noi, și-a făcut mingea prea lung și a scăpat cu fața curată și de această dată. Beatrice Tărășilă, o nouă repunere a mingii în joc de la marginea terenului, în zidul făcut de Andreea Paraschiv și Iulia Săvescu. Se luptă acolo cele două jucătoare. Hai, Iulia, ieși din apărare!
Da, mingea din păcate pentru Fair Play București. Nu, fault arată arbitru. Avem posesie, nu trebuie să ne grăbim, nu avem niciun motiv pentru care trebuie să ne grăbim. Trebuie să ținem cât mai mult de minge și asta cât mai sus în terenul adversarelor. Iulia Săvescu, bun stopul, trece mingea pe lângă Valentina Petre, Andreea Paraschiv s-a precipitat încă o dată, nu trebuie să mai greșim. Patricia Jderu acolo, seara luptă cu Valentina Petre, este nevoie de o jucătoare cu forță în fața Valentinei Petre. A repus mingea în joc de la margine Valentina Petre și cu capul Iulia Săvescu acolo acordă corner. Da, corner este. Beatrice Rășilă va repune din colțul terenului până la Gheorghiu. Da, foarte bine a venit Andreea Nica și a respins acolo pe o prelungire a balonului preluat de Alexandra Gheorghiu. Da, foarte bine a citit jocul și Andreea Nica, jocul celor de la Fair Play. Excelentă recuperare Andrei Nica. Iulia Săvescu primește la Patricia Jderu, dar e foarte greu de trecut acolo pe margine de Valentina Petre. Patricia Jderu, hai fetelor. Excelent șutul Iuliei Săvescu. Nu prinde cadrul porții, dar se pare că portărița Nicoleta Osteluș a deviat totuși acest balon. Adrian Cioacă, președintele clubului, le face semn jucătoarelor sale să se calmeze, să se liniștească, să stea sus în teren. Avem lovitura de la colț, execută Iulia Săvescu. Patricia Jderu la primire, hai Nica! Și este contraatac al bucureștencilor, foarte bine a stat pe picioare Gabriela Genescu, a degajat portărița, a respins în corner, avem în continuare posesie, mult departe de poarta proprie, Diana Roșu este și a ieșită mult din poartă, așteaptă cu sufletul la gură întreaga echipă și întreaga suflare de aici din sala sporturilor din Alexandria, o victorie a universității. Patricia Jderu încearcă să se întoarcă și va fi minge pentru Fair Play București, o repliere acum rapidă. Da, atras de timp acolo Patricia Jderu. Sunt parlamentari acolo din partea lui Ion Bărbăcioiu, antrenorul principal al bucureștencilor, cerea roșu pentru Patricia Jderu. A primit doar galben jucătoarea noastră. Nu-i nimic, nu mai contează. Foarte bine a stat pe picioare acolo Andreea Nica în fața Alexandrei Gheorghiu, a incomodat-o vizibil pe aceasta și avem din nou posesie, nu pentru mult timp, pentru că au repus acum, au repus repede, s-au grăbit și au pierdut posesia bucureștencele, iată că și ele pot greși. Andreea Nica, trebuie pase scurte acum, departe de poartă sau lungi, degajări lungi, care să o pună în dificultate pe Nicoleta Osteluș. Dar până la Nicoleta Osteluș mai este și Valentina Petre. Da, de una singură reușește să țină o întreagă apărare Valentina Petre. Foarte bune câteva dintre componentele formației Fair Play București. Valentina Petre, Beatrice Tărășilă, Alexandra Gheorghiu, jucătoare de mare, mare calitate, dar nici alexandrencele noastre nu sunt de aici de colea. Au 2-1 și la acest scor, chiar și la un egal, mergem mai departe. Nu trebuie însă să luăm gol. Gheorghiu față în față cu Diana Roșu, respinge Diana Roșu, excelent! Excelent și rămâne întinsă pe podea Alexandra Gheorghiu. A fost un contact dur acolo, la sacrificiu a intrat Andreea Nica. Excelent jocul defensiv al jucătoarei noastre, Andreea Nica. Se resimte și Alexandra Gheorghiu. Da. Contactul a fost unul foarte dur și Alexandra Gheorghiu se resimte vizibil acolo, rămâne în continuare întinsă pe podeaua sălii sporturilor din Alexandria, da? E clar că este ceva foarte serios, să sperăm că nu e nimic grav și jucătoarea bucureșteană își va relua locul în echipă. Da, nici Andreea Nica nu se simte tocmai bine, dar nu mai este mult până la final. Trebuie în continuare avut grijă la Alexandra Gheorghiu, e periculoasă chiar și într-un picior, chiar dacă își capătă. Gheorghiu, foarte bun în doiul cu Tărășilă, Beatrice Tărășilă pivotează foarte bine acolo și pe lângă Andreea Paraschiv și pe lângă Iulia Săvescu. Hai fetelor, atenție la Alexandra Gheorghiu, Iulia încearcă o depășire, bine Andreea Nica,
excelent jocul Andrei Nica, Ionela Streche, acum totul se poate termina și s-a terminat, 3-1, dragi prieteni. 3-1, dragi prieteni, Ionela Streche închide acest meci și reușește să aducă o nouă victorie în contul alexandrencelor. Se felicită jucătoarele noastre la marginea terenului. Nimic nu se mai poate întâmpla în privința calificării și, de ce nu, și în privința acestui meci. Da, le vedem pentru prima oară dezorientate pe jucătoarele de la Ferpre București. Și iată că și Valentina Petre poate greși. Poate greși odată, nu de două ori. S-a redresat foarte repede Andreea Nica, excelent jocul noarului nostru în defensiv. Alexandra Gheorgheu, atenție la ea. Ar fi păcat să luăm gol acum. Tărășilă, Beatrice Tărășilă, excepțională intervenția Dianei Roșu, excepțională. A luat-o cu fulgi cu tot pe Beatrice Tărășilă. Se ridică repede însă bucureșteanca. Beatrice Tărășilă, Gheorgheu. Bine Andreea Paraschiv. Vine acolo și Andreea Nica. Andreea Nica va repune acum de la margine. N-are rost să ne grăbim, trebuie să ținem de minge, trebuie să ținem mingea sus. Avem victoria. Andreea Paraschiv încearcă o eroare până la Iulia Săvescu. Ionela Streche se lipește de gol. Ionela Streche face cum face și este mereu acolo unde trebuie. I-a ieșit de două ori. Iulia Săvescu cu repunerea mingii de la colțul terenului, ținută foarte bine Ionela Streche. A venit acolo și Andreea Nica și Andreea Paraschiv. Nu, n-a fost rău, n-a fost rău. Și iată pe Ionela Streche reușind să speculeze toate micile gafe și inexactități în joc ale portăriței Nicoleta Osteluș. Da, antrenorul principal Ion Bărbocioiu, antrenorul principal și președintele clubului Fair Play București, gesticulează la un pas de a fi eliminat acolo de pe banca tehnică. Are ceva de reproșat, nemulțumit probabil de jocul elevelor sale sau poate, de ce nu, de arbitraj. Nu a fost însă nimic care poate fi contestat în arbitrajul brigăzii de astăzi. Nici măcar nu au intervenit prea mult, nu a fost cazul. Foarte bine blochează Iulia Săvescu și Ionela Streche acum. Ionela Streche blocată în extremis de Valentina Petre. Nu mai are chef de joc, nervoasă, și Valentina Petre dă semne de nervozitate. Este însă o jucătoare de certă calitate. O jucătoare care cel mai probabil va intra în loturile naționale, acolo unde se va alătura colegilor sale de echipă, Beatrice Tărășilă și Alexandra Gheorgheu, două jucătoare de clasă pe care le-am putut urmări aici la Sala Sporturilor din Alexandria. Fluier izbăvitor, Universitatea Alexandria 3, Fair Play București 1, Universitatea Alexandria va merge la turneul final, dragi prieteni. Da? Iată că ceea ce prevedeau antrenorii echipei Universitatea Alexandria, Cornel Sandu și Călin Pistolea, se întâmplă. Fetele noastre au reușit să depășească Fair Play București, da? E frumos, e frumos gustul victoriei, dragi prieteni. Și iată că și Fair Play a putut fi învinsă. Dragi prieteni, noi rămânem în transmisiune directă aici la Sala Sporturilor din Alexandria pentru ultimul meci al turneului. Avem echipa calificată, asta este cel mai important. De pe primul loc, 3 victorii și un egal în contul Universității Alexandria. Am început mai timorat contra CSS-ului din Târgoviște, doar are ceva de arătat acolo Diana Roșu. Pentru cea mai bună profesoară Adi Cioacă, Sandu Cornel și Alin Pistolea. Ne arată pe tricou Diana Roșu, cea mai bună portăriță, doar un gol primit în întreg turneul. Dragi prieteni, rămânem așadar în transmisie direct aici la Sala Sporturilor din Alexandria pentru ultimul meci al turneului, meciul de închidere. CSS Târgoviște va juca contra formației Viitorul Buzău. În câteva minute revenim și cu comentariu. Rămâneți cu Media Sud.